Roșii cum l-ați făcut? Eu când fac bulionul, lăs, dacă le dau seara roșii la mașină, lăs până a doua, dar se ridic un pic. Și zama ce e proaspătă, nu dă înăpire. E gustul proaspăt. O scot cu furtunul și o pun în bidoane și o sterilizez. E cum sare după gust, adică o fierb. O pun în oală și o fierb, când trag un clocot. Și așa se obțări cu mâini, o pun în, în borcan, în bidoane. Capsez borcanul fierbând-o. Țin într-un vas tot din metal și pune cu cana așa fierbând să strânge. Știi că e de o cheie, dar uite cum s-o strânge. Și îi vălesc cu patru, îi las acolo până a doua. Și la ce mai puneți suc? La ce mai puneți suc de roșii din asta? Poți să nu crească borș. Dacă vreau să fac un gust de roșii, poți să nu crească de asta. Poți să-l găi și așa, la care vreau să bei, îi place, că sunt care le place. Eu când vine băiatul acasă, îmi plăcea gustul ăsta.